Ooh. Ooh. Was is this? iPhone. Ooh. Salutare! Sunt Narcis și astăzi vrem să vă prezentăm un nou produs de la Apple, așa numitul iPhone X. X. 10. X. 10. 10, frate. Să vedem ce avem aici. Da, îi așteptam acum, trebuia să audă un cor de înger, știi, adică ceva gen. Aleluia, aleluia. Designed by Apple in California. Ce-ați făcut, mă? Băi, vă țineți de glume? Este un iPhone SE. Unde e? Unde e cutia? Unde e telefonul? Era tantif... La femeie de serviciu, Tanti Florica! Ne dați puțin, vă rog, iPhone-ul X ca să faceți și noi un review? Aveți nevoie de el pentru mail-uri? Cum? Și selfie-uri? Pe vi-l dau pe ăsta la schimb. Jumătate de oră, da. Jumătate de oră avem nevoie, da. Hai, vă rog eu frumos. Jumătate de oră? Bine, în 20 de minute terminăm, da? Să rămână. Astăzi o să încercăm să vă prezentăm un review mult spus, ci o părere total personală a mea asupra acestui device nou de la Apple. Este vârful de gama celor de la Apple, e propunerea și pariul lor pe anul acesta. Repet, nu o să intrăm foarte mult în detalii tehnice. Dacă doriți să aflați mai multe informații tehnice despre acest device, găsiți la o simplă căutare pe internet. Practic o să vă arătăm mai mult partea de design, ce aduce nou acest device și, evident, părerea noastră despre el, așa cum mai spun încă o dată, o părere total subiectivă și personală. Hai să vedem despre ce e vorba. Așadar, o să facem un unboxing. De fapt, e un unboxing la unboxing, pentru că noi am primit telefonul desigilat. Tanti Florica a avut grijă de acest lucru, femeia noastră de serviciu. Glumesc, evident. Dacă ne referim strict la cutie, este o cutie deja cu care cei de la Apple ne-au obișnuit. Este o cutie clasică. Noutatea, evident, e că pe fața cutiei este imprimat noul iPhone X. Pe spate avem detaliile. Acesta este un device de 64 de giga. O să discutăm puțin mai târziu și de alte specificații ale telefonului. Nu o să intrăm foarte mult în detalii. Cei de la Apple scoțând anul acesta device-uri doar de 64 sau de 256 de GB. Haideți să vedem ce conține cutia. Deja cum așteptam, avem acest case în care cheița, evident, pentru cartelă și toate aceste stickere, tot ce înseamnă cartea tehnică și așa mai departe. Device-ul care arată, vă spun din prima, e un ecran wow care îți atrage privirea. Dar vom vedea mai multe puțin mai încolo. Avem căștile, adaptorul pentru căști. Evident că și la acest model cei de la Apple au renunțat și au continuat la ideea de a nu avea mufă jack, da? O ieșire jack și încărcătorul este unul clasic și atât. Trebuie menționat că acest device are spatele de sticlă și asta înseamnă că suportă și încărcarea wireless. Cam asta e tot ce conține pachetul. Sincer să fiu, mă așteptam aici să mai găsiți și niște îngeri micuți care să încânte în timp ce deschid cutia. Încă nu s-a întâmplat lucrul ăsta, încă mai așteptam. iPhone 10 e chiar cel mai bun telefon scos de Apple de până acum. Dar asta vine clar și cu un preț pe măsură, da, costă cât o mașină la mâna a doua, știți voi, condusă de o bătrânică doar până la piață și până la biserică, ținută în garaj, etc. Nu, serios, modelul de 64 de giga costă peste 5.000 de lei, iar cel de 256 de gigabytes puțin peste 6.000 de lei. Am putea spune că e o mică avere. Dar ce aduce acest nou model aniversar? Păi, în primul rând, nu mai avem butonul de home, avem un nou feature de securitate bazat pe recunoaștere facială, un design care se vrea mai premium, spatele de aluminiu fiind înlocuit cu unul de sticlă. Asta înseamnă că iPhone suportă și încărcare de tip wireless.
Multă lume va observa că Apple continuă tendința de a renunța la câte un feature tradițional. Dacă la iPhone 7 am asistat la dispariția mufei jack, acum pe iPhone 10 asistăm la dispariția butonului de home. Totul se întâmplă practic pe ecranul de tip OLED de 5.8 inch. Poate la anul Apple o să renunțe de tot la butoanele fizice, cine știe? Totul va fi controlat pe gesturi. Asta rămâne să vedem. Ecranul este unul impresionant, având o rezoluție de 1125x2436 pixeli și clar te va cuceri din prima. Din păcate, aplicațiile pe care le vei utiliza în mod curent nu sunt adaptate la noile dimensiuni ale iPhone-ului, iar de exemplu, în cazul clipurilor de YouTube, dacă vrei să te bucuri de întreaga dimensiune a ecranului, va trebui să te împaci cu faptul că decupajul care ține camera frontală și senzorul de recunoaștere facială îți răpește din dimensiunea ecranului și a imaginii. Pe partea de hardware avem un procesor Apple A11 Bionic, mai avem și 3 GB de RAM, iar baterie e ceva mai mare decât cea de pe iPhone 8 sau iPhone 7, având 2716 mAh. Poate fi achiziționat în două variante de spațiu de stocare, așa cum spuneam și la începutul acestei filmări, respectiv în varianta de 64 de GB și 256 de GB. Apple se pare că a renunțat la varianta de 128 de GB pentru acest model, cât și pentru iPhone 8, o decizie, în opinia mea, puțin ciudată. Revenind la design, faptul că s-a renunțat la aluminiu în detrimentul sticlei pentru mine e un pas înapoi. Sigur, acum are un design mai premium, ai și funcția de încărcare wireless, dar mie personal îmi plăcea mai mult când era full aluminiu. În plus, uitându-mă la testele de durabilitate la o cădere de la o înălțime nu mai mare de 1,5 m, spatele telefonului s-a cam făcut praf. Iar având în vedere că înlocuirea spatelui telefonului te costă cam $500, atunci e clar că trebuie protejat cu o cusă. Spatele de sticlă, de asemenea, e și un magnet de amprente. Cei de la iStyle crezi că s-ar supăra dacă am face un drop test aici? Nu? Nu putem să-l facem, nu? Bine, atunci o să crede pe cuvânt pe băieții care deja au testat durabilitatea acestui telefon și nu o să vrem să-l testăm noi, de altfel nu mă lasă inima să-l arunc pe jos. O altă problemă identificată e faptul că cele două camere de pe spate sunt prea mult ieșite în afară. Aici salvarea fi, evident, tot o husă. Ce mă enervează pe mine e lipsa unui fingerprint, adică acum cu funcția de recunoaștere facială e un proces în doi pași. Te uiți la telefon, se deblochează, apoi trebuie să faci swipe pentru a debloca tot ecranul. Pare că e o acțiune în plus pe care trebuie să o faci. Ar mai fi de discutat de noile emoji care sunt enervant de mișto și partea frumoasă e că le poți share-ui pe rețelele sociale. Una peste alta, iPhone 10 e un telefon arătos, vârf de gamă de la Apple, iOS-ul funcționează perfect și cât timp l-am testat totul a funcționat perfect, nici o secundă sistemul nu a îngâfuit. Optimizarea sistemului de operare rămâne de departe punctul forte a celor de la Apple. Decizia de cumpărare rămâne una subiectivă până la urmă, dacă vă doriți să aveți ultimul device de la Apple, să atrageți priviri, să faceți un statement, atunci iPhone X este telefonul perfect. Da, prețul este unul destul de mare, dar întotdeauna produsele de la Apple nu au fost ieftine, iar calitatea și brandul costă în lumea globalizată.